Privind din punct de vedere istoric, Biserica de la Vad a fost titorită undeva la anul 1500. Trecând prin vremuri destul de grele, prin vremuri destul de vitregi, a avut 12 episcopi, 12 episcopi care s-au îngrijit atât pentru viața monahală, cât și pentru viața creștinilor care erau aici, dar ei au avut marele dar de a duce mai departe credința și crucea lui Hristos. Dacă dușmanii tăi de moarte vor face contra ta sobor, tu lasă ura la o parte și chiar dușmanilor Ortodoxia din Transilvania, considerăm că Biserica Voievodală de la Vad este o bijuterie care îmbină atât istoria cât și credința. Vedem că la sfârșitul vieții voievodului Ștefan cel Mare, acesta hotărăște ca aici la Vad să ridice o biserică episcopală care să continue tradiția ortodoxă. Virtutea de căpătâi a voievodului Moldovei, a Sfântului Ștefan, este ridicarea de biserici. După fiecare bătălie câștigată, voievodul ridica câte o biserică și vedem că aici la Vad, după ce primește un anumit teritoriu, găsind o vatră monahală, ridică o biserică care să fie impunătoare, o biserică care să continue tradiția, o biserică în care să se propovădească Evanghelia lui Hristos. Libertatea pe care Hristos o aduce sau puterea pe care Hristos o are de a ne ierta păcatele este consecința răstignirii Lui. Chiar spunea Sfântul Serafim din Sarov că de ce Dumnezeu are puterea să ne ierte nouă păcatele? De ce Hristos are această putere? Pentru că El, singurul, a fost Cel care a murit pentru păcatele noastre. Datorită Sfântului Voievod, aici în Transilvania, credința ortodoxă rămâne atât de bine înfiptă în rădăcinile românilor, iar pe de altă parte, mergând puțin mai departe, vedem că Evanghelia lui Hristos de care vorbeam este cartea care rămâne în sufletele transilvanenilor. Pe de altă parte, biserica în care ne aflăm, mănăstirea pe care noi o îngrijim atât, cu atâta drag, este pentru cei din zona aceasta și pentru întreaga Transilvanie sau pentru episcopia noastră, un dar pe care l-a făcut atât voievodul Ștefan cel Mare, cât și Dumnezeu. Privind din punct de vedere religios, biserica noastră este un mare dar, o mare comoară, așa cum am zis, pe care Dumnezeu și Sfântul Voievod ne-a făcut-o cadou. Vedem că în biserica noastră o copie, o litografie a icoanei pe care al treilea episcop Anastasie o donează bisericii, o icoană a Sfântului Ierar Nicolae, care în prezent se află la Muzeul Național din București. Această litografie, de fapt, este dovada sau darul pe care episcopul Anastasie, al treilea în ierarhie, îl face cadou bisericii de la Vad. La umbra crucii tale e pacea și ortodoxia pe care biserica a încercat să o păstreze este cea care a insuflat românilor și creștinilor din Transilvania o credință adevărată, o credință trăită și peste toate acestea, fiind o biserică episcopală în orice biserică, o biserică în care stă episcopul, o catedră pentru episcop, este dovada succesiunii apostolice. Pentru că timp de 2000 de ani, prin succesiunea apostolică,
am ajuns să primim această credință a lui Hristos prin hirotonie. De aceea, în zilele în care trăim, considerăm că este atât de important ca omul să fie aproape de Dumnezeu. E important să trăim în biserică, este important să-L iubim pe Hristos și, privind istoric, e important să-i cinstim pe cei care ne-au adus credința ortodoxă curată, neîntinată și cu atâta sacrificiu în zilele noastre. Vedem că la liturghie îi pomenim de fiecare dată pe eroi și pe cei care au căzut pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea credinței și a demnității noastre. O mare cinste pe care o are Sfântul Voievod este aceea de a apăra ortodoxia. Lupta pe care a dus-o împotriva poporului păgân, împotriva celor care îl respingeau pe Hristos, l-a făcut slăvit înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Biserica în care ne aflăm este dovada credinței Sfântului Voievod. A voievodului care a îmbogățit și a înfrumusețat țara Moldovei, dar uitați-vă că și Transilvania noastră, cu o frumoasă biserică. Cu alte cuvinte, Ștefan este al Moldovei, Sfântul Ștefan este al Moldovei, dar este și al nostru, al celor din Transilvania. Și acum să răspundem la întrebare, de ce este atât de importantă moartea lui Hristos? Pentru că Hristos putea să nu moară. Dar în compasiune pentru noi, din iubire nemăsurată pentru noi, El alege să moară pe crucea Golgotei. Pentru că de ce Hristos putea să nu moară? Pentru că El nu a avut niciun păcat. Spune Apostolul Pavel că plata păcatului este moartea. Sau boldul morții este păcatul. Orice om care a păcătuit, consecința este moartea, pentru că prima prorocie pe care Dumnezeu o face omenire este moartea. Dacă vei mânca, vei muri. Și iată că se împlinește lucrul acesta, omul calcă porunca și negreșit, omul este atras în moarte. Concluzând cele spuse până acum, Biserica de la Vad este locul unde istoria și credința se întrepătrund. Istoria este cea care ne aduce frumusețea ei, bogăția ei și amintirea celor care au adormit în Domnul, iar credința este cea care ne-L descopere pe Dumnezeu, este cea care ne-L pune pe Dumnezeu în suflet și prin jertfa noastră, prin strădania noastră, atât a monahilor, cât și a preoților care au îngrijit biserica și o îngrijesc pe mai departe, considerăm că patra monahală de la Vad trebuie să meargă mai departe, trebuie să fie un izvor viu, iar cei care pășesc în biserica noastră și în mănăstirea noastră se umplu de harul Duhului Sfânt.